atinge acum 1-1. Robert Moldoveanu are timp să judece această fază și intervine foarte bine Andrei Ureche, cam la nivelul brațelor șutul lui Moldoveanu. Faza nu s-a terminat. Vine centrarea lui Petrișor Petrescu. Prinde Ureche fără mari probleme acest balon. La firul ierbii, sau dacă îl vedea pe Alex Mitriță, putea încerca o scăriță și cu siguranță ar fi marcat. Este zonă de șut, încearcă să-și facă mingea pe șut Vlad Morar și acum excelentă priza, se întinde și prinde acest balon Andrei Ureche. Da, e omul care dă încredere defensivei, Andrei Ureche, încă o intervenție foarte, foarte bună. Vine centrarea pe colțul lung și o minge care nu prinde poarta lui Sorin Săpunaru. Capitanul formației, cred că scotea mingea din plasă Oncescu, dacă balonul ajungea pe colțul lung. Albino, trecere frumoasă în fața lui Petrișor Petrescu, nici de el n-a mai auzit de ceva timp. În zona ofensivă, Zaharia și întoarce mingea pe dreptul, vine șutul în plasa laterală, surprinzător șutul, nu cred că a văzut mare lucru Oncescu la această fază. Da, ce frumos însă și-a făcut balonul pentru o lovitură năucitoare. Oncescu are dreptate, își ceartă cu echipierii pentru că nimeni nu l-a închis acolo pe Zaharia. Zaharia își mai încearcă o dată șutul, tot în plasa laterală. Atenție, poate a treia oară va prinde spațiul porții. Vine centrarea, reluare cu capul, încă o șansă și este un autogol. Autogol. FC Argeș conduce cu 1-0. Ciopa îl împinge, după care mingea cade pe umăr și intră în poartă. Autogolul lui Ciopa. Din nou se instalează FC Argeș ca și în startul primei reprize în jumătatea adversă. Să vedem dacă va pune și în pericol șutul lui Petrișor Petrescu. Cere ceva acolo, a simțit pe pendulare că ar fi fost atins, dar este mult prea puțin. În faza bună preluarea, da, doar ce l-a șters așa. La Garuti. Recentrează și Groner îi strică această minge, aș spune lui Robert Moldoveanu. E clar că nu vorbesc aceeași limbă. Vine centrarea în 7 metri, reluare cu capul în zona lui Oncescu. Minge înaltă, dar și Denis Oncescu este un portar cu talie. Minge în careu, este importantă, Groner și gol! Gol Groner din întoarcere, exact ceea ce trebuia să facă un atacant, să bage mingea sub el și să pivoteze, trimite în colțul lung, bară gol pentru Groner. Reușit foarte bine să scoată pârvul acolo și printre doi adversari, mingea se duce ușor, se scurge către colțul lung, prins departe Andrei Ureche. Mingea intră în poartă.